Slăvit să fie Domnul! Vă invit să vă ridicați pentru citirea cuvântului. Dacă vreți, puteți să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 26, pagina 956. Matthew, chapter 26, starting with verse 26. Cina cea de taină. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine. Și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit să reocupați locurile. Vreau să mulțumesc fratelui păstor Lazar Gog, bordului de conducere, dumneavoastră ca și biserică, pentru invitație, pentru dragoste, pentru ospitalitate. Este o bucurie să fim cu dumneavoastră în această dimineață la cina Domnului. N-am fost în poziția aceasta niciodată. Mă rog Domnului în această dimineață să, prin cuvântul Lui, să ne uităm toți și să-L vedem pe Domnul Iisus. Să fie El glorificat, să fie El onorat și cuvântul Lui să fie proslăvit și primit în inimile noastre. Aș vrea să vorbim despre prilejul de poticnire în contextul cinei Domnului. De multe ori, după cele mai glorioase momente cu Domnul, ajungem într-o stare de aceea de euforie, unde gândim că totdeauna o să fie așa, că toate lucrurile o să meargă bine. Nu? Ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și ce am crezut noi în acele zile și acele momente? Nu vedeam noi nicio înfrângere, nu vedeam nimic să fie vreo vale, vreun test. Chiar dacă credeam lucrul acela la nivelul minții, în realitate credeam că o să fim victorioși întotdeauna. Și să știți că după momente de glorie, momente de izbândă, de multe ori urmează cele mai grele momente din viața noastră. Știți că Ilie, acest om al lui Dumnezeu, a trăit momente de glorie care puțin lucrători le-au trăit. Adună tot Israelul la muntele Carmel. Se întâmplă minuni care n-au mai fost întâlnite. Se coboară foc din cer, mistește jertfa, apa, altarul, nimicește pe toți prorocii lui Baal, face o curăție, o trezire în Israel. Momente de glorie. Toți știu că El este omul lui Dumnezeu și că Jehova este adevăratul Dumnezeu. Ce a urmat? A urmat ca Ilie să trăiască cea mai mea mare depresie din viața lui. Să cadă,
Să ajungă până acolo, să vrea să moară. După așa momente de glorie. Da? Iosif, găsim lucrul acesta în Scriptură peste tot. Fără o dorință de-a lui, vine Domnul și îl înștiințează în vis de noapte. Că el o să fie mare. Că el o să urmeze pe tatăl lui. Cei din familia lui urmau să se închine în fața lui. Vede lucrul acesta în două vise, este confirmat din partea lui Dumnezeu. Mai mult vine tatălui și dă haina aceea care îl evidențiază, într-adevăr, tu ești favorit. Iosif se simte atâta de bine. Ce a urmat? A urmat să fie trădat de frații lui. A urmat să fie aruncat într-o groapă. A urmat să fie vândut ca rob, din care nu ieșai niciodată. A urmat să fie credincios și de acolo, ca rob, a ajuns în pușcărie, în temniță și a așteptat. După momente de glorie. Și găsim în contextul acesta pe ucenicii Domnului, care au tras, cum am spune noi, la greu. Au fost acolo cu Domnul de la început. În sfârșit trăiesc și ei momente de glorie. Intră în Ierusalim, intrarea aceea triumfală a Domnului și ei erau cu Domnul. Îl vedeau pe Domnul că urma să fie instaurat ca împărat în Israel. Și se vedeau deja, urmau să fie miniștri la următoarea administrație a împărăției lui Dumnezeu, să judece pe Israel, să fie oameni mari, să fie importanți, s-au bucurat, au așteptat lucrul acesta. Intrarea aceea a fost glorioasă. Și ce a urmat pentru ei a fost o dezamăgire la care ei nu s-au așteptat. A urmat cel mai jos punct spiritual din viața lor. Să știți, fraților, că noi nu suntem mai diferiți. Să știți că după momentele de glorie care le trăim cu Domnul, după promisiunile care ni le face Domnul, fără să ne așteptăm noi, fără să dorim astfel de momente, vin momente când credința noastră este clătinată, zdruncinată. Sunt oameni care nu trec de testul acesta. Mi-aduc aminte un prieten de-al meu din Portland, care a făcut mult bine pentru biserică și pentru împărăția lui Dumnezeu. Poate că unii din biserică, dacă aș da numele, l-ați cunoaște. Nu i-am cerut permisiune, așa că am să spun lucrul acesta fără să-i spun numele. Avea compania lui, era loan officer și i-a ajutat pe atâția de mulți frați de-ai noștri români să-și cumpere business-uri, case de bătrâni, case pentru investiții. Și a venit market crash-ul acela, housing crash din 2008. Și cineva care și-a cumpărat o casă de investiție s-a gândit că poate să scape de bankruptcy, de banii aceia care erau în casa, care nu mai avea valoare aceea, și a spus că a fost o victimă de loan officer. Și the prosecutor de acolo, din Portland, a luat cazul, a ajuns la cort. Clar că i-a distruns business-ul, finanțele. Omul acesta a dat sute de mii de dolari pentru împărăția lui Dumnezeu. Îl cunosc personal și astăzi îmi este prieten personal. Și nu s-a așteptat la așa ceva, căderea aceasta financiară a lui. N-a mai avut job, nu a mai avut absolut nimic. Și-a pierdut casa, și-a pierdut absolut tot. Avea casă, soție, copii. Și i-a spus soției lui, mă duc sus, în camera de sus, că nu mai pot. Mă duc să mă rog, trebuie să-mi vorbească Domnul ceva. S-a rugat și a zis, Doamne, de data asta am nevoie să-mi dai un cuvânt, să-mi vorbești, pentru că nu rezist. A deschis Scriptura și Domnul le-a vorbit prin Scriptură. Luca 7 cu versetul 23. Și Domnul Iisus spune, ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Să știți că cina Domnului este un context perfect ca noi să vorbim despre prilejul de poticnire. Pentru că vin momente în viața noastră unde o să ne poticnim dacă nu suntem atenți. Știți când ne poticnim noi? Când Domnul lucrează într-un mod diferit de cum ne-am imaginat noi. Vine Domnul ca la Iosif, ca la ceilalți oameni al lui Dumnezeu. Ne vorbește Domnul, ne dă o direcție la viață. Ne imaginăm exact cum o să lucreze Dumnezeu în viața noastră. Și în momentul în care Domnul nu lucrează după cum ne-am imaginat noi,
Este momentul unde este prilejul de poticnire, ca noi să ne poticnim în felul cum lucrează Dumnezeu cu noi. Și primul punct din această dimineață este acesta. Nu putem să ne împlinim chemarea după puterea noastră, după gândirea, după ideile noastre sau după regulile noastre. Știți că Petru a jurat credință Domnului în textul acesta care l-am citit. Și atunci când au venit aprozii și ceilalți ca să-l prindă pe Domnul, Petru a vrut să-și dovedească loialitatea și a scos sabia și cred că a vrut să taie capul robului marelui preot, dar era pescar. Nu avea îndemânare la sabia aceea și a reușit să-i taie doar urechea. Petru își imagina că el are să-l ajute pe Domnul și a să ajute împărăția lui Dumnezeu cu puterea lui, cu forța lui, cu sabia. El trebuia să ajute pe Domnul și împărăția Domnului, urma ca să fie capul bisericii după, dar nu după ideile lui și nu după forță, nu după sabie. Moise a înțeles chemarea lui de încă când era în Egipt, că prin el Dumnezeu urma să scoată pe Israel din robia aceea egipteană. Și din nou Moise și-a făcut o imagine de cum o să lucreze Dumnezeu în viața lui. Știți ce a făcut imaginea lui? A omorât pe un egiptean. Și a urmat 40 de ani de pustiu, unde a putut să se poticnească total. Să știți că vin momente din acestea care nu știm ce să facem. Îl găsim pe David la Țiclag. Se întoarce de la luptă, cetatea este arsă, nevestele, copiii sunt luați. Nu știe ce să facă. Și omul acesta lui Dumnezeu ne dă o lecție ce trebuie să facem în astfel de momente. Știți ce a făcut Domnul în astfel de momente, înainte de suferință? Versetul 36 a zis, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Ce faci tu? Și ce fac eu atunci când ne confruntăm cu criza? Ea vine. Toți ne vom confrunta cu criza, mai devreme sau mai târziu. Vin momente când nu o să știm care e următorul pas, ce să facem. Nu o să înțelegem nimic din ceea ce se întâmplă. Și este un moment la care depindem de Domnul în totalitate să ne spună care este următorul pas. Și asta te întreb în această dimineață, când vin momentele acestea, cu cine te consulți? După ce reguli lucrezi? Ce te motivează la acțiune? Știți ce motivează pe cei mai mulți oameni la acțiune? Frica. Și Domnul spune, eu nu v-am dat un duh de frică. Observați că frica aceasta este un duh, nu este doar o stare emoțională. Și vine frica, intră panică. Și atunci când lucrezi după frică, după panică, garantat că o să faci un pas greșit. Să știți că și tăcerea lui Dumnezeu ne spune ceva de multe ori. Stai pe loc. Stai până primești un răspuns. Saul era cu armata lui acolo, filistenii se strânseseră. Samuel îi spusese exact ce să facă, să aștepte până la momentul când se aducă jertfa. Și când a văzut că oamenii fug, a intrat în panică, în frică. Și momentul acela a făcut o nebunie. S-a apucat să-l slujească pe Domnul, să intre, să aducă el jertfa, ceea care el nu era calificat să facă. Și lucrul acesta, de fapt, i-a desființat viitorul. A fost scos din linie, din punct de vedere al lui Dumnezeu pentru slujire. Fraților, în momente din acestea grele, avem nevoie de revelație din partea lui Dumnezeu. Și revelația aceasta vine întotdeauna pe genunchi, în rugăciune. Riscul cel mai mare în încercare este să ne poticnim. Știți de ce ne poticnim noi? Pentru că Dumnezeu nu lucrează după șabloanele noastre. Da? Domnul ne vorbește, că are un plan cu noi, cu viața noastră și noi ne facem o imaginație totală, lista, exact cum o să lucreze Dumnezeu și punem lucrul acela așa ca pe un tron, pe un altar și așteptăm ca Dumnezeu să lucreze după chipul care ni l-am făcut noi în mintea noastră. Și în momentul în care Domnul nu lucrează după cum ne-am imaginat noi, este prilejul de poticnire.
să ne poticnim. Cain și-a imaginat că și el poate să-L slujească pe Dumnezeu. Și noi am zice, a făcut un lucru bun. A dus și el o jertfă înaintea Domnului. Problema era că jertfa lui era după imaginația lui, prin efortul lui. Domnul de la început arătase că atunci când Adam cu Eva au păcătuit, nu era altă cale decât prin sânge nevinovat. Nu poți să vii prin efortul tău, prin puterea ta, prin faptele bune care le faci, nu. Singura cale, cum se spunea de dimineață, este ușa. El este Iisus Hristos, prin sângele nevinovat. Cain a venit după ideile lui. Ucenicii și-au imaginat și ei că o să fie prin forță. Și-au imaginat cum o să fie toată instalarea aceasta administrației lui Dumnezeu. Și noi facem aceeași greșeală. Singura modalitate de a birui în astfel de momente este să veghem și să veghem în rugăciune. În versetul 38 spunea Domnul Iisus, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Să știți că lucrurile acestea nu sunt ușoare pentru niciunul din noi. Momentele acestea de testare sunt grele. Spune el, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Important în momentele acelea este să rămâi în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să veghezi în rugăciune. Acolo când rămâi, nu o să cazi de oboseală, o să primești revelații, să poți să mergi înainte. Nevegherea aceasta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu te duce la un pas fals. Riscul cel mai mare în încercare este să ne poticnim. Să știți că biruința Domnului de la cruce, de la calvar, a depins de biruința lui din Ghețiman de pe genunchi. Domnul nu a biruit acolo când era pe cruce, a biruit dinainte când era pe genunchi în Ghețiman. Acolo a fost testul lui. El nu a plecat spre Golgota, spre cruce, spre calvar, până n-a biruit pe genunchi, până n-a biruit în lăuntru lui. N-a plecat de acolo, de pe genunchi din Ghețiman, până n-a primit revelația Tatălui că, într-adevăr, el trebuia să facă următorul pas. Să știți că revelația aceasta, la următorul pas, întotdeauna o primim în rugăciune. Lupta aceasta, pe genunchi în rugăciune, e ușor să predici despre lucrul acesta, să spui la oameni, dar să trăiești momentele acelea pe genunchi, total altceva. Și descrie Luca, în capitolul 22, cu versetul 40, lupta aceasta în rugăciune. Spune, când a ajuns Iisus la locul acela, le-a zis ucenicilor, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ispita este să mergi în firesc, să cazi, să nu veghezi. Apoi s-a depărtat de ei la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Rugăciunea aceasta, lupta aceasta, să știți că o să avem fiecare din noi. O luptă unde venim cu durerea noastră, cu dezamăgirea noastră, înaintea lui Dumnezeu pe genunchi, unde trebuie să fim gata să spunem, Doamne, jertfesc totul. Chiar dacă ideile mele eșuează, chiar dacă nu o să faci nimic din ce mi-am imaginat eu, stau aici, Doamne, ca să-mi arăți ce ai Tu pentru mine. Să știți că revelația întotdeauna vine în urma unei jertfe. Noi ne imaginăm că putem să venim la Domnul și spune, Doamne, arată-mi ce să fac următorul pas. Ca după aceea să decid dacă eu am să-L ascult pe Dumnezeu sau nu. Niciodată. Întotdeauna vin la Domnul, mă pun pe mine ca o jertfă vie pe altar și spun, Doamne, faci cu mine ce vrei Tu. Atunci îndeplinim condițiile ca Domnul să vină să ne reveleze care este următorul pas. Domnul Iisus a primit revelația că trebuia să meargă mai departe, la calvar. Și când Domnul a biruit și a primit revelația, a spus, sculați-vă, haidem să mergem. Și s-a pornit să meargă în acea direcție. Și vreau să te întreb, ce faci tu când sufletul tău este cuprins de o întristare de moarte? Ați trăit astfel de momente? Biruința
la calvarul tău depinde de biruința ta de pe genunchi. Înainte ca să biruiești în lumea aceasta, înainte ca să ai biruința aceasta fizică, emoțională, care ar fi ea, va trebui să biruiești pe genunchi și să primești revelația Tatălui. Nu pleca din Ghețimani, adică din genunchi, până n-ai primit revelație, până n-ai primit instrucțiuni ce să faci, până încă voia ta nu s-a aliniat cu voia lui Dumnezeu. Pentru că de pe biruința din Ghețimani, din biruința de pe genunchi, depinde de biruința ta. Să știți că calitatea undelemnului nu se vede atunci când te uiți la măsline. Da? Poți să te uiți la un măslin, să te uiți la măsline și să zici, oarecum, nu poți să spui, a, sunt dulci, sunt aromate sau sunt amare, până măslinele acelea nu sunt puse în presă. Și presa aceea, în presă, măslinele acelea dau uleiul acela, undelemnul acela. Și presa dovedește dacă undelemnul este dulce și aromat sau dacă este amar. Să știți că acolo, în Ghețimani, Ghețimani înseamnă presă de măsline, unde se făcea ulei, în ebraic. Să știți că noi toți putem să declarăm foarte multe lucruri. Și cu sinceritate și cum a spus Petru, Doamne, n-am să te las niciodată. Eu cred din toată inima că Petru era sincer, iar el chiar credea lucrul care îl spunea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că toți ucenicii au spus același lucru. Că ei n-o să se lase de Domnul, ei n-o să-L trădeze niciodată. Însă presa a dovedit altceva. La vreme bună jurau credincioșie, jurau loialitate. Presa a dovedit adevărul. Să știți că și noi spunem când intrăm în apa botezului că o să-L urmăm pe Domnul până la moarte. Ne dăm viața Domnului, suntem gata să facem orice pentru Domnul. Și vine presa. Și în presă dovedim cu adevărat. Este aici un verset în Ioan, capitolul 14, cu versetul 30. Unde Domnul Iisus spune așa, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Din context reiese că, de fapt, diavolul avea ceva în ucenici. La Domnul nu avea nimic. Știți că dacă îi dai diavolului un cui, undeva în casa ta, care e a lui, poate să vină oricând să-și pună haina acolo, spune-i cuiul meu. Noi nu suntem conștienți de multe ori de ce este în noi. Ucenicii nu erau conștienți de locul care îl avea diavolul în inima lor. Nu erau conștienți de mândria care o aveau în ei. Știți care a fost punctul de discuție între ucenici mergând înspre cina Domnului? Se certau pe drum care să fie cel mai mic. Care să fie robul tuturor? Care să spele picioarele? Nu. Care să fie cel mai mare? Cine să fie șef? Și nu li se părea nimic anormal de treaba asta. Știți ce? Aveau un cui acolo. Și venea stăpânitorul lumii, venea Satana și Domnul Iisus, El vine la ce este a Lui, nu are nimic în mine, dar vrea să le spună ucenicilor și vrea să ne spună, aveți grijă. Că are de multe ori câte ceva la voi și El vine acolo să-și pună, are dreptul acela să vină aia Lui. Există o mentalitate care nu-i după voia Lui Dumnezeu. Există atitudini, pasiuni, dorințe ascunse, care nu sunt de la Domnul. Mentalități. Și când nu sunt ale Lui Dumnezeu, ce sunt de la cel rău, întărituri la nivelul minții, vine pentru că are dreptul. Să știți că noi nu suntem conștienți de întăriturile vrăjmașului, dar atunci când vine presa în viața noastră, nu poate să iese din noi altceva decât ceea ce este în noi. Ori este undelemnul acela din măslină dulce și aromat, ori este amar. Și dacă n-ar fi presă, n-am fi conștienți de amărăciunea din noi. Nu am fi conștienți de întăriturile vrăjmașului, n-am fi conștienți de cuiul acela care îl are el la noi. Mi-aduc aminte că
Am terminat programul de specializare la Florida, m-am întors la Portland, urma să cumpăr o clinică undeva în jur de Sacramento și 6 luni de zile n-am lucrat. Dumnezeu ne-a purtat de grijă, părinții mei din Portland ne-au plătit bilurile, fratele meu care are apartamente ne-a dat un apartament și eu, domnul doctor, căsătorit acum de 6 ani de zile, mama îmi plătea bilurile, fratele meu îmi dăduse apartament, aveam o munte de datorii de, după atâția ani de facultate și era o presă pentru mine. Și au fost momente când am cârtit. Și așa mi-a fost de rușine față de Dumnezeu. Și n-am crezut că eu pot să spun lucrurile care le-am spus. Că cumva Dumnezeu nu-i drept. Că eu merit altceva. Calitatea undelemnului nu se vede uitându-te la măslină. Calitatea undelemnului se vede în presă. Să știți că cine suntem noi cu adevărat și ce este noi cu adevărat se vede în timpul presei. Se vede în timpul testului. Se vede în timpul încercării. Se vede în timpul acela când nu știi ce să mai faci. Să știți că în această dimineață cina Domnului nu este o dovadă a dragostei noastre pentru El. Astăzi când venim aici la masa Lui, să știți că este dovada dragostei Lui pentru noi. Cât de mult ne iubește noi, în ciuda slăbiciunilor noastre. Să știți că cu toate că Domnul îi cunoștea pe ucenici, cunoștea întăriturile vrăjmașului din viața lor, vedea mândria din viața lor, că s-au certat pe drum, cu toate acestea, Domnul i-a invitat la masa Lui să instaureze cina Domnului. V-ați gândit pe cine a chemat Domnul să instaureze? Niște păcătoși pe care El îi iubea. Slăbiciunile lor nu au fost o piedică pentru Domnul ca să-i cheme la masa Lui. Doamne, ce har! Că slăbiciunile noastre nu ne descalifică să stăm la masa Lui atunci când venim cu o inimă curată. Aș vrea să spun că Domnul te cunoaște foarte bine. Foarte bine. Cunoaște unde lemnul din tine. Dinainte de reacția ta, noi ne imaginăm așa că noi ne dezamăgim total. Eu cel puțin de multe ori am fost așa de dezamăgit de cum am reacționat în anumite circumstanțe. Știți că Domnul nu a fost niciodată surprins. Nu știu dacă am spus treaba asta aici, dar mi-aduc aminte, aveam un moment, știți, sunt momente din acestea în viața cu Domnul când ești la un punct unde parcă n-ai mai vrea să fugi de locul acela. Eram în prezența Domnului, au fost vreo 2 săptămâni, veneam acasă, mergeam în camera mea acolo unde mă rugam și aveam o părtășie deosebită cu Domnul. Și am făcut o rugăciune în momentele acelea și am zis, Doamne, dacă mai ai ceva de schimbat în mine, te rog, arată. O rugăciune atâta de naivă, dacă mai ai ceva. Fraților, dacă ne-ar arăta Domnul tot ce are de schimbat la fiecare din noi, deodată noi ne-am prăbuși. Și atunci trebuie să vină încet, doar cât putem noi să tolerăm și să ne arate, uite, schimbă acum asta. Am făcut rugăciunea aceasta, a doua zile de la servici m-a ofensat o asistentă. Și Doamne, ce-am pus-o la punct. Și am învățat-o să respecte poziția de doctor. Și după aceea, atâta de vinovat m-am simțit. A intrat o panică în mine. Doamne, ce o să se întâmple de timpul acesta de părtășie care l-am cu Tine? Și mi-am imaginat, Doamne, cine știe câte săptămâni o să dureze până o să mai am eu părtășie aceasta din nou cu Tine. Atâta de supărat eram. Și plecând de la lucru, am auzit o voce care mi-a spus, nu te-ai rugat tu ieri să-ți arăt dacă mai am ceva de schimbat? Și am răspuns, ba da. Și atunci, de ce ești așa de supărat? Și pentru un moment am zis, Doamne, dar Tu nu ești supărat. Domnul știa că atitudinea aceea de mândrie era în mine. Dinainte, aceea a fost doar un loc unde a ieșit la iveală. A fost o presă unde a ieșit ceva care eu eram inconștient că este în mine. Să știți că momentele acestea, când iasă lucruri din noi de care noi nu suntem bucuroși, nu sunt lucruri care trebuie să ne depărteze de El. El știe lucrurile acestea dinainte, pe El nu-L surprind.
Înainte să-mi iasă cuvântul pe gură, îl cunoaște în totul. Se uită direct la inimă. În fața lui nu este nimic ascuns. Noi nu putem să-l surprindem cu ceva. Dar vine în momentele acestea, și cum se spunea mai devreme, să ne pocăim. În momentele acelea să spunem, Doamne, iartă-mă. Ajută-mă prin Duhul Tău să trăiesc altfel. Să fie dărâmate lucrurile acestea din viața noastră, fraților. Ucenicii aveau nevoie să vadă ce avea diavolul în ei. Pentru că Domnul vroia ca întăriturile acelea să fie dărâmate. Ei trebuiau să fie apostoli, să ducă Evanghelia până la capătul pământului. Atunci când ne arată Domnul în presă ceea ce este noi, nu este un moment să ne descurajăm. Este un moment unde să venim și să spunem, da, Doamne, doar prin Tine. Numai Tu poți să faci ceva cu mine. Numai în vrednicia Ta poți să slujesc, numai în vrednicia Ta poți să merg mai departe. Să știți că chiar dacă Domnul ne cunoaște, ne invită la masa Lui, există un risc să ne poticnim. Să știți că Iuda s-a poticnit total. Iuda nu a acceptat ca Domnul să nu fie atunci întronat la Ierusalim. Își imaginase că el urma să fie state treasurer. Toate finanțele împărăției să fie în mâna lui. A mers pe Ierusalim bucuros. Urma să fie ministru, să fie finanțele în mâna lui, nu? Și când a văzut că lucrurile nu stau așa, s-a poticnit total și poticnirea lui l-a dus la trădare. Poticnirea întotdeauna duce la trădare. Îl trădăm pe Domnul. Știți, și nu toți îl trădează pe Domnul deschis, ca și Iuda. Să știți că există și o trădare interioară, unde nu mai avem încredere în Domnul. Unde ne simțim trădați de Domnul că ne-a lucrat după imaginația noastră. Și de atunci încolo nu mai împărtășim lucrurile cele mai adânci și cele mai sensibile cu Domnul. Pentru că Domnul ne-a rănit. Cu toate că El nu ne-a rănit și nu ne rănește niciodată. Împietrirea întotdeauna duce la trădare. Aș vrea să închei cu versetul acesta din Luca 7:23, unde Domnul Iisus spunea, ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Ucenicii care nu s-au poticnit, s-au calificat ca să fie apostol al Lui, să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Drumul spre planul lui Dumnezeu pentru viața noastră trece prin Ghețimani. Trece pe la presă. Acolo este prilejul de poticnire. Cei care nu se poticnesc se califică ca să fie vase în mâna lui Dumnezeu. Să știți că testul acesta, când vedem ce este în noi, ne duce la smerenie. Ne duce în credință să spunem, Doamne, depind doar de Tine și de jertfa Ta. Doamne, depind doar de haina neprihănirii pe care o primesc prin credință, nu prin fapte. Doamne, depind de conducerea Duhului Tău, nu de înțelepciunea mea, nu de gândirea mea. Presa aceasta are menirea să ne ducă în brațele Domnului. Presa are rolul acesta ca să ne ducă la pocăință. Presa are rolul acesta să ne califice, să ne curățească vasele noastre la fiecare, prin care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să poată să curgă în noi și prin noi la o lume care este îndurerată, care este împăcat, care are nevoie de Iisus. Să ne ajute pe toți Domnul la aceasta. Amin.